Imaginile în care Vlad Plahotniuc îi întinde lui Igor Dodon o pungă neagră nu întrunesc elementele vreunei infracțiuni. O spune Procuratura Anticorupție, care a decis să claseze procesul penal. O decizie asemănătoare a fost luată și în cazul bonurilor de plată semnate de deputatul socialist Corneliu Furculiță pentru banii pe care i-ar fi primit pentru finanțarea partidului. Unul dintre denunțători, Iurie Reniță, afirmă că nu este de acord cu această hotărâre, pe care o califică drept una dubioasă și luată pripit. Procuratura Anticorupție anunță că a clasat procesul penal inițiat în baza denunțurilor depuse de deputatul PAS Iurie Reniță și președintele platformei DA Andrei Năstase. Cei doi au cerut procurorilor investigarea circumstanțelor rezultate din înregistrările video în care Igor Dodon ar fi primit de la fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc o pungă în care se prezuma că ar fi fost bani. Potrivit informațiilor, nu a fost inițiată o urmărire penală din motiv că faptele persoanelor vizate în înregistrări nu întrunesc elementele vreunei infracțiuni. În cadrul procesului penal nu a fost posibil de stabilit conținutul sacoșei, precum și subiectul ce a realizat înregistrarea, fapt determinat pentru urmărirea penală și înaintarea vreunei acuzații penale, se arată în comunicatul procuraturii. Totodată se precizează că în cazul în care pe viitor vor fi prezentate anumite informații sau probe relevante, hotărârea de neîncepere a urmăririi penale poate fi revăzută și, după caz, procesul penal poate fi reluat. De partea cealaltă, deputatul Iurie Reniță, care a publicat imaginile, spune că lejeritatea și rapiditatea cu care a fost luată această decizie trezește multe semne de întrebare. O chestiune este mult mai serioasă, trebuia expertizele serioase, trebuia martorii, au fost interogați și ceilalți participanți la acea transmitere a colocului. Nu cunosc. Cel puțin ca persoană care am prezentat trebuia să fiu informat. Andrei Năstase nu a venit deocamdată cu o reacție. Acesta avea telefonul deconectat. La fel, în cadrul acestui comunicat, procuratura a negat și faptul că ar fi deținut de mai mult timp un stick cu aceste înregistrări video, așa cum spunea anterior deputatul Lilian Carp. Am prezentat acea ordonanță pe care a publicat-o pe pagina ta și domnul Chertoacă, în care este indicat că imaginea video se află la ei, și că au fost filmate din două puncte. Procesul penal a fost clasat și în cazul denunțului depus de către o persoană anonimă la procuratură în legătură cu bonurile de plată semnate de deputatul socialist Corneliu Furculiță pentru banii pe care i-ar fi primit pentru finanțarea partidului. Anonimul nu s-a prezentat în fața procurorilor pentru a prezenta și alte detalii. La începutul lunii acesta spunea că în ultimii trei ani Furculiță a obținut peste 6,5 milioane de dolari, iar o parte din bani ar fi fost chiar în punga neagră care apare în secvențele video. Parlamentarul a negat atunci aceste acuzații.